Sunt vești bune pentru crescătorii de păsări. Focarele de gripă aviară din județele Mureș și Harghita au fost stinse, iar restricțiile din întreaga țară au fost ridicate. Ca urmare a stingerii focarelor și a ridicării restricțiilor, fermele avicole din zonele respective pot comercializa la nivel național și pot participa la schimburi intracomunitare și exporturi de păsări vii, carne de pasăre și alte produse provenite de la acestea. Referitor la județul Mehedinț, s-au ridicat restricțiile de pe cele două decizii 1 și 2, care au fost transmise către direcțiile sanitare veterinare județene pe întreg teritoriul României. În județul Mehedinț există o singură fermă de găini ouătoare, respectiv o singură stație de incubație ouă. În acest moment, în România, nu există nicio suspiciune de gripă aviară.